clienții din România dau dovadă de o apetență fantastică pentru tehnologie. Practic, cei care cumpără aceste sisteme vor să absorbă tot ce este nou, ultimele tehnologii. Vor să poată să aibă cât mai multe automatizări în casă. Vor internet, vor smart, totul să fie la o apăsare de buton. Noi aici, în plus față de produsele audio-video, prezentăm și partea de casă inteligentă. Unul din pilonii fundamentali ai conceptului de casă inteligentă este faptul că tehnologia este sclavul omului și nu invers. Și atunci, pentru utilizator, folosirea și acționarea acestui sistem este foarte facilă. Practic, el în câteva reprize, în câteva sesiuni de training, învață toate opțiunile, în așa fel încât să poată, de exemplu, să-și deschidă în drum spre casă poarta de acces în curte, ușa garajului, să aprindă luminile pe traseu până la bucătărie și acolo eventual să pornească și mașina de făcut cafea dacă pastila a fost pusă în mașină, bineînțeles. Mai mult de atât, tot acest sistem poate să învețe obiceiurile proprietarului și, mergând cu exemplu la extrem, dimineața când proprietarul se trezește și sistemul a învățat la ce oră se duce în bucătărie prin senzorii amplasați în toată casa, îi poate aprinde lumina frumos în dim, fără să-l deranjeze, la un nivel care să nu-l deranjeze, până la bucătărie și acolo să îi pornească televizorul pe canalul favorit sau să îi pornească postul de radio internet favorit. Toate aceste lucruri folosindu-se de o sămânță de inteligență artificială pe care acest sistem îl are și este capabil să învețe obiceiurile și audio, și video, și fizice ale proprietarului casei. Dotările sistemului de casă inteligentă sunt foarte avansate și pot merge până la un scenariu în care utilizatorul este plecat din țară și primește pe telefonul smart apel de la sistemul de securitate al casei, care îl anunță că sună cineva la poartă. Și atunci utilizatorul poate răspunde apelului și comunica cu persoana care sună la poartă de la câteva mii de kilometri distanță. Ba mai mult, poate acționa anumite zone ale casei, cărora le poate debloca accesul, dacă, de exemplu, cel de la poartă este instalatorul și trebuie să, nu știu, să schimbe o țeavă sau trebuie să acceseze o anumită parte a casei.